Locuitorii din cartierul Brădeț s-au confruntat astăzi cu o situație urât-mirositoare. Canalizarea s-a înfundat în zona școlii Avramiancu, iar dejecțiile au curs lin în josul străzii până în intersecția cu Corneliu Coposu. Mirosul a împânzit repede tot cartierul, spre disperarea locuitorilor, dar și a șoferilor, care au luat pe roți toată mizeria de pe carosabil. În zonă s-a circulat cu mâna la nas, atent și grațios, trecătorii încercând în zadar să ocolească și roaiele de dejecții. Angajații companiei de apă pentru a desfunda canalul. Târziu însă, pentru că dejecțiile și izul acestora au apucat să pună stăpânire pe toată zona.